Salutare, bine ați venit la Te România. Astăzi jucăm cu pachetul ce m-a adus pe rankul legendă sezonul acesta și este Pirate Rogue. Este un pachet foarte agresiv, destul de puternic. Singurele pachete ce-l pot bate este Resurrect Priest, dacă face combo-ul ăla nenorocit și cheamă pe Neptulong în tura a treia, sau unele pachete de control, dar în mare parte Garona am avut destul de mult succes cu acest pachet. O secundă. I'll leave no trace of this. De ce n-am făcut eu asta? El vom ține pe toate trei. Ok. I see you've brought guests. Eu cred că o să-l chem chiar dacă... De fapt, e bine de tine. Nu e nimic. Sper după asta să nu... Hai că bine. Pachetul e foarte, foarte agresiv. O să vedeți și voi. Noi o să chemăm, o să facem așa, ne punem asta, chemăm pe asta, atacăm pe asta. Bă, nu cred că are ce să ne facă, e foarte, 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 foarte agresiv. Ok, draw cards. Să-l chemăm pe ăsta. Da, primul. Haideți să mai jucăm încă două. După cum v-am spus, sunt puține pachete ce-l pot contracara, dar sunt și pachete care îl pot bate urât de tot. Ok, am prins versus Priest. Posibil să fie Resurrect Priest. Vom ține mâna. Oh, foarte bună. Vom ține mâna. Da, e Resurrect Priest. Să folosim coin și să chemăm pe asta. Sper doar să nu-mi... Să nu-mi ucidă asta. Sper să nu mai vedem. Ok, a dat un seed. Așa ceva. Hai să mai jucăm unul. Au fost cele mai ușoare meciuri din de când joc eu Hearthstone. Garona versus Lunara. The forest fights back. I'll leave no trace of this. Să înlocuim pe asta. Da, înlocuim pe asta. Era indicat și pe asta alt să-l înlocuiesc, dar o să țin așa momentan. Să fac altceva. Aaaa, e Quest Druid. Atunci o să încerc eu.
acest e, cred că, pachetul cu armură. Ia să legem. Îl pun pe ăsta. După asta vom face un pic de combo. Dacă mi-ar veni un cannon, ar fi perfect. Ar fi perfect. Dar nu cred că o să vină. Să-l chemăm pe ăsta și pe aia vom ataca. Să vedem dacă never bring a sword to a fish fight. Greu să se întoarcă meciul, mai ales când e atât de puternic. Cred că are ce să ne facă. 7 armură. Stai să mă gândesc care e cel mai bun. Dacă îl chem pe ăsta, ba, cred că așa o să fac. O să-l chem pe ăsta. Îl chem pe ăsta. Love the feel of wind in his sails. Your crew. Și merge în față. Sunt la foarte puțină, 5. Nu cred că are ce să ne facă. Și chiar dacă ar avea asta cu taunt-ul, putea, dar n-are ce să-mi vină, chiar dacă le înlocuiesc pe astea. Hai că pe ăsta l-am urcă ăsta. Ba, stai că știu ce fac. Îl chem pe ăsta. Ah, n-a mers față. Stai bine. Cu asta pe asta. Hai, rămâne cu 2. Cum mai revine, dacă și acum mai revine. Ok. Cheamă vidrele alea, ce... curăță bordul, dar tot n-are cum să mă bată. Ce mana. Bun, frate. Ce meci. Ce meci. 2 viață. E fain, oricum îl postez, fiindcă a fost prea fain meciul ăsta. Să vedem ce... Your crew.
De acum cred că se întoarce balanța. Și-a făcut viața full și de acum o să fie mult mai control. Era cât pe ce să-l bat. Dacă poate, dacă schimbam, poate venea asta cu combo. Am făcut creșeală că n-am schimbat. Nu-i nimica. Acum clar e bine aia care dă Flame Strike sau ceva bullshit și mi-o omoră pe toți. Facem așa. Îl chemăm pe ăsta. Pe ăsta. O să dăm revină aici. Și acum mă bate. Oricum se poate face armură. We're gonna be rich. Wow, avea doi. Cum naiba. Aia nu prea am cum să-l mai bat, chiar dacă aș vrea să... Doar să-mi vine să... nu știu. Mai am puține cărți în pachet. Și-am făcut viața de două ori până acum full. You impress me. Posibil să fie jailer pack sau... Indiferent ce-mi vine, dacă nu, e doi viață, frate, doi viață. Well played. Yo, shiny. Yo, crew. Deja ai 60, deja aș face armura de acum. E gâgă oricum. Deci atât de aproape să-l bat. Dacă nu și-ar... cum de-a avut doi de rim? Și-a copiat... Nu... No. L-a copiat la un moment dat. Oricum trebuie să dau cu a fost foarte aproape. Eu aici închei clipul. A fost destul de norocos tipul, aș putea spune. Era cât pe ce să-l bat de două ori, dar din păcate am pierdut. Până data viitoare, salut!